Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Probabil telefonul cel mai solicitat de voi la unboxing și review în ultima jumătate de an este LG V10, pe care îl scoatem din cutie chiar azi. Un phablet de mari dimensiuni, care are câteva aspecte foarte originale. Mulți îl consideră fratele mai mare al lui LG G4. A fost anunțat în octombrie 2015 și are ecran secundar, cameră duală frontală și e foarte rezistent la șocuri. E bine, cutia sa se deschide precum o carte, iar telefonul costă 2694 de lei la Quick Mobile, 2770 de lei la Evomag și cam acestea ar fi prețurile sale. Deja par un terminal solid, nu degeaba are certificare în standarde militare 810G. Ei bine, hai să vedem aspectele unice. În primul rând, cameră frontală duală, un extra ecran aici sus deasupra celui principal și rezistența deosebită despre care tot vorbesc într-una. În cutie, accesorii obișnuite, voi începe cu manualele, să mai bine zis manualul. Iată, Quick Start Guide, LG V10 și numele de cod. Iar aici se află celelalte accesorii. Un încărcător care promite Fast Charge. Un cablu USB. Este USB standard, nu este USB Type-C în cazul în care vă întrebați. Și aici o pereche de căști, dar nu orice căști. Quad Beat 3, tuned by AKG, care am înțeles că este un fel de autoritate când vine vorba de acustică și căști de calitate. Această pereche de căști nu arată rău deloc. Primim și niște dopuri de schimb pentru alte mărimi de urechi. Și iată, un fel de culoare nickel, cupru, wannabe, foarte, foarte cool. Plăcute la atingere, plăcute la privire și cu siguranță inedite, până și telecomanda arată fancy. Ok, gata cu căștile și accesoriile, acum ne vom axa pe acest uriaș. Un phablet cu ecran de 5,7 inch. În spate, aici are butonul power, butoanele de volum, scanner de amprente, camera principală, telemetru laser și o textură foarte plăcută la atingere. Hai să și pornim acest uriaș. Ecranul de 5,7 inch oferă o rezoluție Quad HD, iar ecranul secundar de deasupra are o diagonală de 2,1 inch și are rezoluție de 160x1040 de pixeli. Ei bine, șasiul acestui model vine cu oțel inoxidabil, iar acest tip de șasiu l-a numit LG DuraGuard, apoi avem DuraSkin, care este un material elastic, foarte rezistent la zgârieturi, care își revine imediat. A început setup-ul. Acest telefon cred că a fost un bestseller, având în vedere toate aceste dotări, la finalul anului trecut. Dacă n-a fost bestseller, atunci e mare păcat. Și având în vedere că a trecut timpul, ar trebui să fie bestseller și acum, pentru că a scăzut prețul. Camera frontală duală nu este o întâmplare, sunt doi senzori de 5 megapixeli, dar al doilea are unghi de vizualizare de 120 de grade, are lentilă wide-angle de 120 de grade, astfel încât oferă selfie-uri mai wide. La interiorul telefonului găsim un procesor Qualcomm Snapdragon 808, cel de pe LG G4, plus 4 GB de RAM și 32 sau 64 GB de stocare. Slot microSD și o cameră principală de 16 megapixeli cu stabilizare optică, telemetru laser, scanner de amprente, iar aici dedesubt avem scannerul de amprente despre care vorbeam mai devreme. 3 microfoane la bordul acestui phablet și o baterie de 3000 de mAh. Telefonul măsoară 8,6 mm în grosime, nu e rău deloc, mai ales că, dacă mi-amintesc eu bine, asta înseamnă că e mai subțire decât LG G4, care era chiar masiv. E drept, cântărește multișor, 192 de grame, vine pe negru, alb, bej sau albastru și oferă Android 5.1 Lollipop. Iar ecranul secundar se află aici, se vede cel mai bine când trecem telefonul în mod standby. Iată, nu știu dacă vedeți, aici scrie data și ora și avem și nivelul bateriei, se pot afișa notificări aici în vreme ce ne uităm la un film, apoi se poate afișa vremea, ora, procentul bateriei și tot felul de alte informații, până și shortcut-uri cred că putem să avem în acea zonă. Unii consideră acest ecran secundar o alternativă la ce oferă Samsung pe modelele Galaxy S6 Edge și S7 Edge. Vedem și interfața camerei. Apropo, mai devreme când am spus din greșeală scanner de amprente, am vrut să zic Blitz LED, pe care le vedem aici și îl punem la treabă în curând, scuze, my bad. Revenim la această interfață minimalistă și seamănă foarte mult cu ce am primit pe LG G4, doar că organizarea este puțin diferită. Iată modul manual,
cu foarte multe opțiuni, balans de alb, focalizare, ISO, shutter și multe alte bunătăți. Avem și ceva numit Snap, care să-l testăm când vine momentul recenziei. Deocamdată nu facem spoilere, acesta a fost unboxing-ul telefonului cu două ecrane, două camere frontale și extra rezistență la șocuri. Se numește LG V10 și găsiți prețurile în descrierea acestui clip. Noi l-am scos din cutie și venim cu review în curând. La revedere!